uita, așa cred, spuse Bilbo. Deși străfulgerarea aceea a fost neașteptată, m-a speriat pe mine, dar aminte pe ceilalți. A fost mâna ta la mijloc, nu-i așa? Întocmai. Ai făcut un lucru înțelept că ai păstrat taina inelului aceluia atâția ani, iar eu am considerat că era nevoie să le ofer oaspeților tăi ceva în plus care să explice dispariția ta bruscă. Și să-mi strice mie gluma. Ești un băgăreț bătrân, te amesteci unde nu-ți fierbe oala, izbucni Bilbo în râs, dar presupun că știi mai bine, ca întotdeauna. Știu. Atunci când trebuie să știu. Dar nu prea sunt sigur de toată povestea asta. Acum s-a isprăvit. Ți-ai făcut șotia, ți-ai alarmat și ți-ai jignit aproape toate rudele și i-ai dat întregului comitat subiect de bârfă pentru 9 zile, sau mai degrabă 99. Vrei să continui? Da. Simt că am nevoie de odihnă, o odihnă foarte lungă, așa cum ți-am mai spus. Poate o odihnă eternă, nu cred că am să mă mai întorc. De fapt, nici nu am de gând, am aranjat totul. Sunt bătrân, Gandalf. Nu o arăt, dar încep să o simt în străfundul inimii. Bine conservat, chiar așa. Pufni el disprețuitor. Știi, mă simt subțire, parcă aș fi întins, dacă mă înțelegi ce vreau să spun, ca untul întins pe o felie prea mare de pâine. Și nu e bine. Am nevoie de o schimbare, sau de nu știu ce. Gandalf îl scrută curios. Așa e, nu pare să fie bine, spuse el gânditor. Așa e, până la urmă cred că planul tău este poate cel mai bun. Ce o fi, eu oricum sunt hotărât. Vreau să văd din nou munții, Gandalf munții, și apoi să găsesc un loc unde să mă pot odihni. În liniște și pace, fără toate rubedenile astea care se tragă cu ochiul, și fără șirul de musafiri afurisiți care parcă e saturnați de clopotul de la intrare. Poate găsesc un loc unde să-mi pot isprăvi cartea. M-am gândit la o încheiere frumoasă pentru ea, și a trăit mulți ani fericiți până la sfârșitul zilelor. Gandalf izbucni în râs, sper să o și facă. Dar nimeni nu o să citească această carte, oricum s-ar sfârși. Ba or să o citească, în anii care or să vină. Frodo a citit cât am scris până acum. N-ai să-l scapi din ochi pe Frodo, bine? Bineînțeles, n-am să-l scap din ambii ochi, ori de câte ori voi putea să mă lipsesc de ei. Ar veni cu mine, știi doar, dacă l-aș chema. De fapt, s-a și oferit odată, chiar înainte de petrecere. Dar încă nu vrea cu adevărat să o facă. Eu îmi doresc să mai văd încă o dată sălbăticia înainte să mor, și munții, dar el încă iubește ținutul ăsta, cu pădurile și câmpurile și pâraiele lui. Ar trebui să se simtă bine aici. Îi las totul, desigur, în afară de câteva fleacuri. Îi doresc să fie fericit după ce se va obișnui să trăiască de unul singur. E timpul să-și fie propriul stăpân. Totul, făcu Gandalf. Chiar și inelul? Ai acceptat, nu uita. Păi, cum să spun, da, cred că da, se bâlbâi Bilbo. Unde e? Într-un plic, dacă e atât de important să știi, pufni Bilbo iritat. Acolo, pe șemineu. De fapt, nu. Aici, în buzunarul meu. Nu e ciudat, murmură el ca pentru sine. Și, la urma urmelor, de ce nu? De ce să nu rămână aici? Gandalf îl pironi din nou pe Bilbo cu o privire dură și ochii ei luciră. Bilbo, începu el calm, eu cred că l-aș lasa acasă. Tu nu vrei asta? Pai, da. Și nu. Dacă stau și mă gândesc bine, aș zice că nu-mi place de fel să mă despart de el. Și nici nu înțeleg de ce ar trebui să o fac. De ce vrei să o fac? Întrebă el, și vocea lui se schimbă în mod ciudat, devenind tăioasă din pricina suspiciunii și a iritării. Tot timpul mă bați la cap cu inelul ăsta, dar niciodată nu m-ai luat la întrebări în privința celorlalte obiecte pe care le-am adus cu mine din călătorie. Așa e, numai că a trebuit să te bat la cap, voiam adevărul. Era important. Inelele magice sunt. Ei da, magice, și sunt rare și ciudate. Eram interesat de inelul tău ca un profesionist, ca să spun așa, și încă mai sunt. Aș dori să știu unde este, dacă o pornești din nou haihui prin lume. De asemenea, cred că tu l-ai avut destulă vreme. N-o să mai ai nevoie de el, Bilbo, dacă nu cumva greșesc fără să-mi dau seama. Bilbo roși, iar în ochii lui scăpăra o străfulgerare mânioasă. Fața lui blândă se înăspri. De ce nu? Strigă el. Și, la urma urmei, ce treabă ai tu să știi ce fac cu propriile mele lucruri? E al meu. Eu l-am găsit. Mi-a ieșit în cale. Da, da. Dar nu e nevoie să te superi. Dacă mă supăr e vina ta, spuse Bilbo. E al meu, mă auzi? Al meu. Neprețuitul meu. Da, neprețuitul meu. Chipul vrăjitorului rămase grav și scrutător, și doar un licăr în ochii lui adânci îi trăda surprinderea, neliniștea chiar.
I s-a mai spus așa și înainte, zise el, dar nu de către tine. Dar acum o spun eu. Și de ce nu? Chiar dacă a zis-o și Golem odată. Acum nu mai e al lui, ci al meu. Și am să-l păstrez, așa cum am zis. Gandalf se ridică. Ești nebun dacă o faci, vorbi el aspru. O dovedești cu fiecare cuvânt pe care îl rostești. A pus mult prea multă stăpânire pe tine. Dă-i drumul. Și apoi poți și tu pleca și poți fi liber. Am să fac ce-mi place și am să plec când o să am chef, se îndărăt nici Bilbo. Ei, dragul meu hobbit. Toată viața ta lungă am fost buni prieteni și mi-ești dator cu ceva. Haide. Fă așa cum ai promis, renunță la el. Ascultă, țipă Bilbo, dacă vrei tu inelul pentru tine, spune-o răspicat. Dar n-ai să-l capeți. N-am să-mi dau neprețuitul, mă auzi? Mâna ei se încleștă pe mânerul micii lui spade. Ochii lui Gandalf scăpărară. Nu-mi trebuie mult ca să-mi pierd cumpătul, spuse el. Mai spune odată ce ai spus și chiar mă înfuri. Atunci ai să-l vezi pe Gandalf cel sur fără mască. Făcu un pas către hobbit și deodată păru să se înalțe amenințător, umbra lui umplu micuța încăpere. Bilbo se retrase lângă perete, respirația îi se înteți, iar mâna și-o apăsă pe buzunar. Rămaseră o vreme înfruntându-se din priviri. Aerul din încăpere părea să ardă. Ochii lui Gandalf îl pironeau pe hobbit. Încet, mâinile lui Bilbo se relaxară și el începu să tremure. Nu știu ce te-a apucat, Gandalf, spuse el. N-ai mai fost niciodată așa. Ce se petrece? E al meu, nu-i așa? Eu l-am găsit, iar Golem m-ar fi omorât dacă nu l-aș fi păstrat. Nu ești hoț, orice ar fi spus el. Nici n-am spus că ești, răspunse Gandalf. Și nici eu nu sunt. Aș vrea să ai încredere în mine, așa cum ai avut cândva. Își întoarse fața de la el și umbra dispăru. Părea să se micșoreze din nou, să redevină bătrânul cu părul cărunt, cocârjat și apăsat de griji. Bilbo își trecu mâna peste ochi. Iartă-mă, spuse el. Dar m-am simțit atât de ciudat. Și totuși, într-un fel ar fi o ușurare să nu mai am bătăi de cap din pricina lui. În ultima vreme a ajuns să pună stăpânire pe mine. Uneori aveam sentimentul că era ca un ochi ce mă privea. Și tot timpul îmi vine să-l petrec pe deget și să mă fac nevăzut, nu știu dacă mă înțelegi. Sau mă întreb dacă e în siguranță și îmi vine să-l scot din buzunar ca să mă conving. Am încercat să-l încui, dar am descoperit că nu am liniște dacă nu-mi stă în buzunar. Nu știu de ce. Și parcă nu pot să mă hotărăsc. Atunci ai încredere în mine, îl îndemnă Gandalf. Te-ai hotărât deja. Pleacă și lasă-l în urmeți. Încetează să-i mai fii stăpân. Dă-i el lui Frodo și o să am eu grijă de băiat. Bilbo rămase o vreme încordat și nehotărât. Într-un târziu oftă. Bine, zise el cu greu. Așa am să fac. Dădu din umeri și schiță un zâmbet jalnic. La urma urmei, ăsta a fost rostul poveștii cu petrecerea, zău, să dăruiesc o mulțime de cadouri de ziua mea și astfel să-mi vină mai ușor să-l dăruiesc și pe el. Uite că nu-mi vine mai ușor, dar ar fi păcat ca toate pregătirile mele să fi fost zadarnice. Ar strica șotia. Chiar, n-ar mai avea noi mănici singurul rost pe care l-am văzut în toată povestea asta, spuse Gandalf. Prea bine, acceptă Bilbo, va fi al lui Frodo împreună cu restul. Trase adânc aer în piept. Și acum într-adevăr trebuie să o pornesc la drum, altfel mă va prinde careva. Mi-am luat odată rămas bun, n-aș suporta să o iau iarăși de la capăt. Apucă sacul și se îndreptă spre ușa. Inelul ți-a rămas în buzunar, îi atrase atenția vrăjitorul. Da, așa e, strigă Bilbo. Și testamentul, și toate celelalte documente. Mai bine ți-l dau ție și el dai tu mai departe. Așa e cel mai sigur. Nu, nu-mi da mie inelul, spuse Gandalf. Pune el pe poliță. Acolo va fi în siguranță până vine Frodo. Îi aștept aici. Bilbo scoase plicul, dar tocmai când dădu să-l pună lângă orologiu, mâna ei se smuci singură îndărăt și plicul căzu pe podea, înainte să apuce el să-l ridice, vrăjitorul îl culese de pe jos și el așeză la locul lui. Un spasm de mânie trecu încă o dată repede peste chipul hobitului. Dar imediat fu urmat de o expresie de ușurare și Bilbo îi zbucni în râs. Păi, cam asta e, spuse el. Acum plec. Ieșiră în hol. Din Ruster, Bilbo își alese bastonul favorit, apoi scoase un fluierat scurt. Trei gnomi apărură din trei încăperi diferite, unde se îndelătniciseră cu ceea ce li se ceruse să facă. E gata totul? Întreba Bilbo. Ați făcut pachetele, ați pus etichetele? Totul, răspunseră aceștia. Ei, atunci să ne urnim. Ieși pe ușa din față. Noaptea era frumoasă, cerul negru presărat de stele. Se uită în sus, adulmecă aerul. Ce grozav!
Ce grozav s-o iau din nou din loc, s-o apuc din nou pe drum, împreună cu gnomii. Lată de ce mi-a fost dor atâta amar de ani. Cu bine, spuse el, uitându-se la casa lui veche și închinându-se în fața ușii. Cu bine, Gandalf. Cu bine, deocamdată, Bilbo. Ai grijă de tine. Ești destul de bătrân și poate și destul de înțelept. Tu să ai grijă. Eu n-am nicio grijă. Nu-ți face gânduri din pricina mea. Sunt fericit acum cum n-am mai fost nicicând și asta înseamnă foarte mult. Dar a sosit clipa. În sfârșit, sunt copleșit de emoție, adăugă el și, cu o voce joasă, parcă numai pentru sine, începu să cânte încetişor în beznă, drumul duce în jos la vale. De la ușa mea începând. Ah, grăbit, pe aceeași cale. Voi pleca și eu curând, până la drumul în care alte. Drumuri duc de oareunde și de acolo mai departe. Încă n-aș putea răspunde. Se opri și rămase tăcut o clipă. Apoi, fără vreun alt cuvânt, întoarse spatele luminilor și vocilor de pe pajiști și din corturi și, urmat de cei trei însoțitori ai săi de drum, intră în grădină și o apucă la vale pe poteca lungă în pantă. Sări gardul viu din partea de jos a grădinii, printr-un loc unde tufișurile erau mai mici, iar de acolo porni peste imașuri, pierzându-se în noapte ca o adiere de vânt prin firele ierbii. Gandalf se uită o vreme în urma lui în întuneric. Cu bine, bunul meu Bilbo, până la viitoarea noastră întâlnire, murmură el și intră înapoi în casă. Nu după multă vreme veni și Frodo și îl găsi șezând în întuneric, cufundat în gânduri. A plecat? Întrebă el. Da, răspunse Gandalf, în sfârșit a plecat. Mi-aș fi dorit. Adică am sperat până în seara asta că totul va fi doar o glumă. Dar în inima mea am știut că avea cu adevărat de gând să plece. Întotdeauna glumea când era vorba de lucruri serioase, îmi pare rău că n-am venit mai devreme, ca să-l conduc. Cred că de fapt a vrut până la urmă să plece fără să-l mai vadă nimeni. Nu-ți faci griji prea mari. O să-i fie bine acum. Ți-a lăsat un pachet. Uite-l colo. Frodo luă plicul de pe polița șemineului și se uită la el, dar nu-l deschise. Înăuntru ai să găsești testamentul lui și alte câteva documente, așa cred, spuse vrăjitorul. Acum ești stăpân peste fundătura. Și am impresia că ai să găsești și un inel de aur înăuntru. Inelul! Exclamă Frodo. Mi l-a lăsat mie. Mă întreb de ce. Totuși, s-ar putea să-mi folosească. Da și nu, spuse Gandalf. Eu nu l-aș folosi, dacă aș fi în locul tău. Ține-l însă ascuns și la loc sigur. Acum mă duc să mă culc. Ca stăpân peste fundătura, Frodo consideră că era de datoria lui, chiar dacă era chinuitoare, să-și ia rămas bun de la oaspeți. Zvonuri despre întâmplări ciudate se răspândiseră de acum prin toate ungherele pajiștii, dar Frodo le răspundea că, fără doar și poate, totul se va lămuri a doua zi dimineața. Spre miezul nopții, trăsurile începură să vină după oaspeții importanți. Pe rând, apoi, se depărtară, pline de hobiți sătui, însă nemulțumiți. După cum fusese stabilit dinainte, grădinarii se înființară și transportară în tărăboanțe pe aceia care rămăseseră în urmă nesocotit de mult. Și noaptea trecu. Soarele răsări. Hobiții se treziră mai târziu ca de obicei. Orele dimineții treceau și ele. Sosiră îngrijitorii și începură, așa după cum li se spunea, să strângă pavilioanele și corturile și mesele și scaunele, lingurile și cuțitele și sticlele și farfuriile și lampioanele, și să pună în cutii boschetele ornamentale și resturile și hârtia pocnitorilor, gențile, mănușile și batistele uitate și mâncarea nemâncată, o cantitate foarte mică. Apoi veniră și alții, fără să li se fi spus, din familiile Baggins, Boffin, Bulger, Tuck și alți musafiri care trăiau sau locuiau în apropiere. Până la amiază, când până și cei mai bine hrăniți se întorseseră după ce plecaseră odată, la fundătura se adunase o mare mulțime, neinvitată, dar nu și neașteptată. Frodo stătea pe trepte, zâmbind, însă arătând destul de obosit și de neliniștit. Le ură bun venit tuturor, dar mai mult decât le spusese cu o seară înainte nu avea ce să le spună. Răspunsul lui la toate întrebările era următorul: domnul Bilbo Baggins a plecat, din câte știu eu, pentru totdeauna. Pe unii dintre cei prezenți li pofti în casă, deoarece Bilbo lăsase mesaje pentru ei. În holul de la intrare se găsea un morman compus din tot felul de pachete și pachetele și piese mici de mobilier. Pe fiecare obiect în parte era prinsă o etichetă. Etichetele sunau cam așa: pentru Adelard Tuck, pentru el și nimeni altcineva, de la Bilbo, asta pe o umbrelă. Adelard luase cu sine multe alte pachete netichetate. Pentru Dora Baggins, în amintirea unei lungi corespondențe, cu dragoste de la Bilbo, pe un coș mare de hârtii.
Dora era sora lui Drogo și cea mai bătrână rudă supraviețuitoare de sex femeiesc dintre neamurile lui Bilbo și ale lui Frodo. Avea 99 de ani și strânsese vrafuri de sfaturi bune timp de mai bine de o jumătate de secol. Pentru Milo Burrows, cu speranță că îi va folosi, de la bebe, pe un stilou de aur și o sticluță de cerneală. Milo nu răspundea la scrisori niciodată. În folosul Angelicăi, de la unchiul Bilbo, pe o oglinda convexă rotundă. Ea era o bagjin tânără, care își cerceta chipul cu prea multă insistență în oglindă. Pentru colecția lui Hugo Bracegirdle, de la un contribuabil, pe o bibliotecă, goală. Hugo împrumuta cărți cu multă osârdie și nu se prea ostenea să le dea înapoi. Pentru Lobelia Sackville Bagjins, în dar, pe o casetă cu linguri de argint. Bilbo era convins că ea era aceea care îi luase o mare parte din lingurile lui cât timp fusese plecat în prima lui călătorie. Lobelia știa foarte bine acest lucru. Când sosi mai târziu, înțelese imediat aluzia, dar luă lingurile. Cele de mai sus sunt doar câteva dintre multele daruri strânse. Locuința lui Bilbo ajunsese să fie tixită de tot felul de lucruri în lunga lui viață. Cam spre asta trăgeau toate vizuinele hobiților, să devină tixite, și vinovat nu era decât obiceiul lor de a face atâtea daruri cu ocazia zilelor de naștere. Bineînțeles că darurile nu erau întotdeauna noi, unul sau două mathomuri vechi, ale căror întrebuințări fuseseră uitate, circulaseră chiar prin tot ținutul, dar Bilbo dăruise, de obicei, obiecte noi, păstrându-le pe acelea pe care le primise el însuși. Încât vechea lui vizuină arăta acum ceva mai aerisită. Fiecare dintre cadourile de despărțire purta câte o etichetă, scrisă de Bilbo personal, iar unele dintre ele aveau un anume tâlc sau un înțeles hâtru. Dar, neîndoios, majoritatea lucrurilor erau destinate celor care le doreau sau aveau nevoie de ele. Hobiții mai săraci, în special cei din Pușcăen Traistă, fuseseră norocoși. Bătrânul închiaș Gamgee se alese cu doi saci de cartofi, o spadă nouă, un surtuc de lână și o sticluță cu pomadă pentru încheieturile lui înțepenite. Bătrânul Rory Brandybuck, care splată pentru ospitalitatea lui, primi o duzină de sticle din Podgorile Vechi, un vin roșu tare de la miază zi și destul de vechi, căci fusese făcut de tatăl lui Bilbo. Iar Rory, după prima sticlă, îl iertă pe Bilbo aproape de tot și el declară un tip întâia. Din toate cele erau destule și pentru Frodo. Și bineînțeles, lucrurile cele mai de preț cât și cărțile, tablourile și mai multă mobilă decât avea el trebuință au rămas în posesiunea sa. Dar nicăieri nu se zărea vreo urmă sau nu se pomenea ceva despre bani ori bijuterii, nimeni n-a primit nici măcar un bănuț sau măcar o mărgea de sticlă. După amiaza aceea a fost tare obositoare pentru Frodo. Cineva lansase zvonul că întreaga gospodărie era împărțită fiecăruia cum poftea, zvon care s-a răspândit apoi ca focul de paie, încât nu după multă vreme casa s-a umplut de o sumedenie de indivizi care n-aveau nici o treabă acolo, dar nici nu puteau fi împiedicați să intre. Etichetele au fost smulse și aruncate, astfel că în curând au izbucnit certuri. Unii dintre ei încercau să pună la cale tot felul de trocuri și afaceri în hol, alții dădeau să se furișeze cu obiecte mărunte ce nu le erau destinate, sau cu orice altceva ce nu părea dorit de nimeni sau rămăsese nesupravegheat. Drumul spre poartă se blocase din pricina roabelor sau a cărucioarelor. Familia Sackville Bagjins sosi tocmai când era harababura mai mare. Frodo se retrăsese pentru o vreme, lăsându-l pe prietenul său Mary Brandybuck să supravegheze lucrurile. Când tot hoceru cu glas ridicat să-l vadă pe Frodo, Mary făcu o plecăciune politicoasă. Nu se simte bine, explică el. S-a retras. Adică s-a ascuns, spuse Lobelia. Oricum, vrem să-l vedem și el vom vedea. Așa că du-te și spune-i. Mary îi lasă o vreme destul de lungă în hol, timp în care ei și-au descoperit lingurile primite drept cadou de despărțire. Ceea ce nu i-a făcut să se bine dispună. Apoi se văzură invitați în camera de lucru. Frodo ședea la o masă încărcată cu o sumedenie de hârtii. Avea un aer indispus și nu numai pentru că îi vedea pe cei doi Sackville Bagjins, se ridică în picioare, băgându-și o mână în buzunar, ca pentru a se juca sau a căuta ceva acolo. Dar musafirilor li se adresă politicos. Otho și Lobelia trecură imediat la ofensivă. Începură prin a-i oferi niște prețuri de nimic, ca între prieteni, pentru diferite obiecte valoroase și nedestinate cuiva anume. Frodo le spuse că numai lucrurile specificate de Bilbo însuși puteau fi dăruite, dar ei săriră imediat că ceva nu era în regulă în toată această afacere. Un singur lucru este limpede pentru mine, zise Otho, și anume că tu ieși cel mai bine. Insist să văd testamentul. Otho ar fi fost moștenitorul lui Bilbo dacă acesta nu l-ar fi adoptat pe Frodo. Citi testamentul cu atenție și pufni disprețuitor. Din nefericire, era foarte limpede și corect,
după obiceiurile avocățești ale hobiților, care, printre alte lucruri, impuneau semnăturile a 7 martori, puse pe hârtie în cerneală roșie. Iar își trași pe sfoară, îi spuse el soției sale. Și după 60 de ani, linguri, prostii, pocnind din degete sub nasul lui Frodo, părăsi încăperea. Dar Lobelia nu se lăsă dusă cu una, cu două. Ceva mai târziu, Frodo ieși să vadă cum mai stăteau treburile și o găsi în hol, cercetând ungherele și cotloanele și ciocănind podelele. Mai cu sila, mai cu forța, o conduse afară din casă, după ce mai întâi o ușură de câteva piese mici, dar valoroase, care căzuseră ca din întâmplare în umbrela ei. Lobelia avea aerul că în gând clocea o replică zdrobitoare de rămas bun, dar tot ce găsi de cuvință să spună, întorcându-se spre el pe trepte, fură aceste cuvinte: ai să ajungi să-ți pară rău, tinere? De ce nu te-ai dus și tu cu el? Nu aparții acestui loc, nu ești un Bagginns, ești un Brandybuck. Ai auzit-o, Mary? Asta a fost o insultă, dacă vrei să știi, spuse Frodo în timp ce închidea ușa în urma ei. Ba a fost un compliment, fu de părere Mary Brandybuck, și astfel, desigur, un neadevăr. După care făcură turul vizuinei și izgoniră 3 hobiți tineri, 2 Boffin și un Bolger, care spărgeau găuri în pereții uneia dintre pivnițe. Frodo se încăieră chiar cu tânărul Sanco Proudfoot, nepotul bătrânului Odo Proudfoot, care se apucase să sape într-una dintre cămările mai mari unde i se păruse că auzise un eco. Legenda aurului lui Bilbo stârnise deopotrivă curiozitatea și speranța, căci aurul legendar, obținut pe căi misterioase, dacă nu de-a dreptul dubioase, este, precum știe oricine, al celui care îl găsește, dacă respectivul nu este întrerupt în căutarea sa. După ce îl dovedi pe Sanco și îl dădu afară din casă, Frodo se prăvăli pe un scaun din hol. E timpul să închidem prăvălia, Mary, spuse el. Încuie ușa și n-o mai deschide nimănui azi, nici chiar dacă vin cu berbecele. Apoi se duse să se învioreze cu o ceașcă de ceai Slate. Nici n-apucă să se așeze bine, când auzi un ciocănit discret în ușa de la intrare. Precis că e Lobelia, își spuse el. S-a gândit la ceva cu adevărat josnic și s-a întors să mi-o arunce de la obraz. Să aștepte. Își bău ceaiul mai departe. Ciocăniturile răsunară din nou, mai tare de data asta, dar Frodo nu se simchisi nici acum. Brusc, scăfârlia vrăjitorului apăru în cadrul ferestrei. Dacă nu mă lași să intru, Frodo, am să-ți bubui în aer ușa drept în văgăună, până în partea cealaltă a dealului, îl amenință el. Dragul meu Gandalf, stai nițel, strigă Frodo, repezindu-se afară din cameră. Intră, intră, spuse el, deschizând ușa. Am crezut că e Lobelia. Atunci te iert. Dar am văzut-o mai adineauri, mânând un ponei înhămat la o brișcă, se ducea spre lângă ape cu o față ce ar fi covăsit și laptele din ugerul vacii. Aproape că m-a covăsit pe mine. Zău că mi-a venit să încerc inelul lui Bilbo. Îmi venea să mă fac nevăzut. Să nu faci asta, îl avertize Gandalf, așezându-se. Te rog să ai grijă cu inelul ăla, Frodo. De fapt, ăsta e unul dintre motivele care m-au făcut să vin să mai am o ultimă vorbă cu tine. Adică, despre ce? Ce știi până acum? Doar ceea ce mi-a spus Bilbo. I-am auzit povestea, cum l-a găsit, cum l-a folosit, vorbesc de călătorie. Care poveste? Aș vrea să știu. A, nu pe aceea pe care le-a spus-o gnomilor și a pus-o în carte, zise Frodo. Mi-a zis povestea adevărată la scurt timp după ce am venit să locuiesc aici. Mi-a zis cum l-ai bătut la cap până ți-a povestit-o, așa că cel mai bine era să o știu și eu. Fără secrete între noi, Frodo, mi-a zis, dar nici nu vor fi duse mai departe. Inelul e al meu, oricum. Interesant, medită Gandalf. Bun, și care-i părerea ta despre toate astea? Dacă te referi la faptul că ai inventat treaba aia cu cadoul, ei bine, mie mi s-a părut povestea adevărată mult mai demnă de crezut și n-am înțeles de ce a fost nevoie să o întoarcă. Doar nu-i stă în fire să facă asemenea lucruri, drept care mi s-a părut cam ciudat. Și mie. Dar ciudățenii se pot ivi la cei care au asemenea comori, dacă le folosesc. Ia el drept avertisment pentru tine că trebuie să fii atent foarte cu inelul. S-ar putea să aibă și alte puteri în afară de aceea de a te face să dispari la comandă. Nu înțeleg, făcu Frodo nedumerit. Nici eu, mărturisi vrăjitorul. De-abia acum am început să mă gândesc la inel, mai ales de aseară încoace. Nu trebuie să-ți faci griji. Dar, dacă vrei să-mi urmezi sfatul, folosește-l cât mai rar, sau chiar deloc. Te implor, măcar nu-l folosi în niciun chip care ar trezi bănuiala sau i-ar face pe alții să șușotească. Repet, păstrează-l bine și în taină. Tare ești misterios. De ce anume te temi?
Nu sunt sigur, deci asta e tot ce pot să-ți spun. S-ar putea să-ți spun mai multe după ce mă întorc. Acum plec, prin urmare, cu bine, deocamdată. Se ridică în picioare. Acum, striga Frodo. De ce? Credeam că ai să stai cel puțin o săptămână. Voiam să-ți cer ajutorul. Așa am vrut, dar a trebuit să mă răzgândesc. E posibil să lipsesc o vreme mai îndelungată, dar mă voi întoarce să te văd cât de repede pot. Așteaptă-mă și voi fi aici. Am să mă strecor înapoi. N-am să mai vizitez prea des comitatul la lumina zilei. Am descoperit că am devenit destul de nedorit pe aici. Am auzit că aduc numai necazuri și tulbur pacea. Sunt unii care mă acuză că l-am dus cine știe unde pe Bilbo, chiar mai rău. Dacă ții neapărat să știi, se zice că noi doi am pus la cale totul ca să-i luăm averea. Unii, exclamă Frodo. Adică te referi la Otho și Lobelia. Ce dezgustător! Le-aș da fundătura și tot restul dacă l-aș putea aduce pe Bilbo înapoi și aș putea pleca împreună cu el să străbatem țara. Iubesc meleagurile astea. Dar, nu știu cum, încep să regret că n-am plecat și eu. Tare aș vrea să știu dacă am să-l mai văd vreodată. Și eu. Și aș dori să mai știu multe alte lucruri. Și acum, cu bine. Ai grijă de tine. Și așteaptă-mă să apar când te aștepți mai puțin. Cu bine. Frodo îl conduse la ușă. Gandalf îi mai făcu o dată semn cu mâna, după care porni la drum cu un pas surprinzător de iute, lui Frodo însă îi se păru că bătrânul vrăjitor arăta neobișnuit de cocârjat, ca și cum ar fi dus în spate o grea povară. Seara se apropia tot mai mult, încât silueta învelită în manta pieri curând în umbrele amurgului, iar Frodo nu-l mai văzu multă vreme. Îi umbra trecutului. Bârfele nu s-au stins în 9 zile, și nici în 99. A doua dispariție a domnului Bilbo Baggins a fost întoarsă pe toate fețele în Hobbiton și de altfel peste tot în comitat, timp de un an și o zi, iar în amintirea tuturor a rămas mult mai mult decât atât. Pentru hobiții tineri, a devenit povestea de la gura sobei, ca, până la urmă, nebunul Baggins care dispărea cu tunet și fulger și apărea cu saci plin de bijuterii și aur să devină un personaj legendar îndrăgit și să continue să trăiască mult după ce întâmplările adevărate au fost uitate. În același timp însă părerea generală a celor din împrejurimi era că Bilbo, care întotdeauna fusese oarecum sărit de pe fix, înnebunise acum de tot și se topise în văzduh. De acolo negreșit că a căzut într-o baltă sau într-un râu unde și a găsit sfârșitul tragic, dar cum nu se poate mai nimerit. Vina, ziceau cei mai mulți, o purta Gandalf. Măcar dacă l-ar lăsa vrăjitorul ăla afurisit în pace pe Frodo, să se așeze și el la casa lui și să-i vină mintea la cap, spuneau ei. Și, din câte se părea, vrăjitorul l-a lăsat pe Frodo singur, iar Frodo a început să se gospodărească, dar semne că i-ar fi venit mintea de hobbit la cap nu se vedeau. Ba, dimpotrivă, a ajuns să-i meargă și lui Buhul cum că ar fi ceva ciudat cu el, așa cum fusese și cu Bilbo. A refuzat să poarte doliu, iar anul următor a dat o petrecere în cinstea celei de-a 112-a zi de naștere a lui Bilbo, pe care el a botezat-o ospățul celor 112. Ceea ce s-a dovedit departe de adevăr, căci au fost invitați doar 20 de oaspeți și s-au servit mai multe mese la care a nins cu mâncare și a turnat cu vin, cum spun hobiții. Unii au fost de-a dreptul șocați. Cu toate acestea, Frodo a păstrat obiceiul de a da petrecerea de ziua de naștere a lui Bilbo în fiecare an, până când toți s-au obișnuit cu asta. El nu credea că Bilbo era mort, explică Frodo. Și când îl întrebau, atunci unde este, ridica din umeri. Trăia de unul singur, așa cum făcuse și Bilbo, dar avea mulți prieteni buni, mai ales printre hobiții mai tineri, majoritatea descendenți ai bătrânului Tuck, care, în copilărie, ținuseră mult la Bilbo și toată ziua bună ziua erau la fundătura. Folko Bofin și Fredegar Bolger erau doi dintre aceștia, dar cei mai apropiați dintre ei erau Peregrin Tuck, de obicei îi se spunea Pippin, și Mary Brandybuck, pe numele adevărat Maria Doc, dar rareori își amintea careva de acest lucru. Frodo hălăduia prin ținut în compania lor, însă cel mai adesea hoinărea de unul singur și, spre mirarea celor cu scaun la cap, era uneori văzut umblând departe de casă, prin păduri și printre dealuri, la lumina stelelor. Mary și Pippin îl bănuiau că-i vizita pe elfi în acele plimbări ale lui, după cum făcuse și Bilbo. Odată cu trecerea anilor, lumea a prins să bage de seamă că Frodo vedea aceleași semne de bună, păstrare. Pe din afară avea același aspect de hobbit robust și plin de energie abia ieșit din adolescență. Unii au tot norocul de pe lume, ziceau ei. Dar, abia când Frodo s-a apropiat de vârsta ceva mai matură a celor 50 de ani, a început acest lucru să li se pară celorlalți de-a dreptul ciudat.
Cât despre Frodo, după zăpăceala de la început, a descoperit că era destul de plăcut să-și fie propriul stăpân și domnul Baggins, nimeni altcineva, de la fundătura. Câțiva ani s-a simțit fericit și nu și-a făcut prea mari griji în legătură cu viitorul său. Dar în sinea lui, și fără să-și dea pe dea întregul seama, regretul că nu plecase cu Bilbo îl rodea tot mai mult. Se pomenea uneori, mai ales toamna, gândindu-se la pustietăți și în vise îi se strecurau imagini ciudate cu munți pe care nu-i văzuse niciodată. Poate că am să traversez și eu într-o bună zi râul, se trezea cugetând. La care, cealaltă jumătate a minții lui răspundea de fiecare dată, încă nu. Și așa a trecut vremea, până când, apropiindu-se de sfârșitul celor 40 de ani, s-a pomenit și în pragul celei de-a 50-a aniversări. 50 era o cifră pe care o considera într-un fel semnificativă, sau de rău augur, oricum ar fi fost, la acea vârstă îl apucase pe Bilbo dintr-o dată gustul pentru aventură. Frodo începea să se simte neliniștit și vechile poteci păreau de acum prea bătute. Cerceta hărțile și se întreba ce se găsea dincolo de marginile lor. Mai toate hărțile făcute în comitat arătau numai întinderi albe dincolo de granițele ținutului. Îi plăcea din ce în ce mai mult să hoinărească tot mai departe pe câmpii și tot mai adesea de unul singur, iar Merry și ceilalți prieteni ai săi îl urmăreau cu îngrijorare. Adeseori era văzut umblând și stând de vorbă cu călători străini care începuseră la acea vreme să-și facă apariția în comitat.